Astăzi există nenumărate mituri în jurul pandemiei. Unul dintre ele spune că dacă purtăm mască, ne scade saturația sângelui. La prima vedere pare logic. O parte din aerul expirat rămâne în interiorul măștii și este inhalat la loc. Aerul conține o concentrație de puțin peste 20% de oxigen. Simplificat, din 100 de molecule din aer, 20 sunt de oxigen. Aerul pe care îl expirăm are o concentrație de aproximativ 16% de oxigen. În modelul nostru, 16 molecule. Asta înseamnă că plămânii noștri au 4 molecule de oxigen și le pun în sânge. Concentrația de oxigen din sângele arterial, saturația sângelui, este de 98%, iar cea din sângele venos este de aproximativ 70%. În timpul acestui proces, concentrația de oxigen de sub mască variază între 16% și 20%, cu valori mai apropiate de 20%, pentru că moleculele de oxigen, mici fiind, intră ușor prin mască. La 1000 de metri altitudine, acolo unde concentrația efectivă de oxigen este de 18%, respirăm lejer, fără probleme, iar saturația sângelui nu scade aproape deloc. Teoria, deci, ne spune că masca nu reduce semnificativ saturația sângelui. Astăzi este ziua cea mare, voi purta masca pentru cel puțin 4 ore și voi încerca să măsor saturația oxigenului. Să vedem, domnule, dacă port masca așa de mult, cu cât scade saturația oxigenului? Afectează saturația oxigenului? Mai mult, voi încerca să fac și efort. Voi merge cu bicicleta, voi merge și la sală, să duc cumva sistemul la un extrem. În momentul ăsta, nu am masca, am aici aparatul de măsură care măsoară saturația oxigenului. Îmi indică o valoare de 97. 97%, o valoare deasupra lui 94 este o valoare nu considerată normală. În caz sub 90, începi să îți pui ceva semne de întrebare. Mi-arată și pulsația. Pulsația este peste 120, probabil că am ceva emoții că vorbesc. Acum voi pune masca și să vedem ce se întâmplă în primul rând când pun masca simplu. Dacă chiar acum am pus masca, mi-a scăzut instantaneu saturația sângelui? Să vedem. Îmi arată 98%. Acum 97%. Deci aproximativ aceeași valoare. Primul lucru pe care îl văd este deci că atunci când pui masca, saturația sângelui nu scade instantaneu. Dar să vedem ce se întâmplă dacă purtăm masca 4 ore sau chiar mai mult. Ce se întâmplă dacă facem efort? Scade saturația sângelui? Să începem! Vreau să zic că îmi place foarte mult chestia asta din spate de la bicicletă pe care o am. Am pus aici toate lucrurile de care am nevoie. Camera, lucrurile de sport, niște haine dacă mă prinde ploaia. Și acum am ajuns la farmacie. La farmacie aș vrea ca să încerc să caut dacă are și alte tipuri de măști. Niște măști poate mai puternice, care blochează, să spunem așa, cel mai mult aerul, pentru ca efectul să fie vizibil. O să intru înăuntru acum și o să văd dacă pot să cumpăr niște măști foarte, foarte puternice. Am ieșit de la farmacie. Nu au măști chirurgicale. Sunt de obicei pentru doctori, sunt și foarte scumpe, 60 de euro spunea, însă în orice caz nu au. Au numai măști textile. Măști textile pot să găsesc și la un magazin obișnuit, pot să iau și de aici, însă m-am hotărât să păstrez totuși masca asta pe care o am acum, care este o mască textilă obișnuită. Măsor acum și oxigenația sângelui. Îmi arată acum 97. 97, deci după o jumătate de oră nu a crescut. Are cam aceeași valoare pe care o avea la început. M-am oprit puțin să trag sufletul, că biciclez mai tare.
Vă spun sincer, dacă este ceva ce îmi place foarte mult în Olanda, este bicicleta. Drumuri de biciclete, cum vedeți aici, străzi largi. Ok, deci am biciclit, e o oră și ceva, saturația sângelui este la 98. Ok, mi-a intrat sufletul, încă o tură. Am mers cu bicicleta și am făcut un efort foarte mare. Am obosit. Am constatat că atunci când mergi cu viteză mai mare cu bicicleta, îți vine aerul în față și cumva efortul pare mai mic. Aerul cald pare că dispare mai repede de sub mască, probabil din cauza faptului că iei aer atunci când mergi cu bicicleta cu viteză mare. Așa că eu am modificat puțin, adică am mers cu bicicleta pe treaptă maximă, dar cu viteză mică. Asta mi-a cerut un efort pentru că e destul de greu ca să fii pe treapta maximă și să păstrezi viteza scăzută, dar e bine, am făcut efort, asta e toată ideea, să vedem ce îmi zice aparatul meu. 97. Îmi arată acum 97. Am pus a doua mască pe care o am pe sub prima mască. Apropo, am trecut pe la magazin și am mai cumpărat încă o mască. Deci este o mască de unică folosință, are 3 straturi, tocmai pentru ca să cresc efortul ăsta al plămânilor, să văd, încercând să respir, să văd dacă scade oxigenația. Ce vreau să zic e, pe primul efect e că mi se aburesc mult mai mult ochelari. Am ajuns la sala de sport. A trecut o oră și jumătate. Ultima oră am purtat 2 măști, așa cum port și acum. 98. Sunt deja obosit înainte de a trage la fiare. Da. A trecut un sfert de oră și sunt curios cât arată aparatul. Arată 98. După atâta efort, oxigenația e 98. Chiar puțin mai mare decât cea care a fost când am plecat, atunci era 97. Bătăile inimii 147. Ok, continuăm. Ok, am terminat exercițiile din sala de sport. A durat o jumătate de oră. 99. Oxigenația sângelui 99%. 99% și bătăile în 155, cred. Ok, acum o să mă schimb. Mă, normal, făceam un duș, dar pentru ca să fac duș ar trebui să dau masca jos. M-am gândit că la întoarcere să merg pe jos, să nu mai merg pe bicicletă, pentru ca să fac și experimentul ăsta. Ok, continuăm. Sunt pe drumul de întoarcere. Acum îmi arată 97. Îl simt aerul cald, ceea ce pentru experiment e foarte bine. Eu acum inspir foarte mult aer din mască. Deci nu aer cu oxigen, să spunem, curat, care vine de afară, ci care conține și dioxid de carbon. Aer expirat de mine. Asta înseamnă că experimentul merge bine, pentru că acolo, în zona respectivă, în zona din interiorul măștii, concentrația de dioxid de carbon este mai ridicată. Și asta vreau să văd. Vreau să văd dacă asta afectează oxigenația sângelui. După cum vedem, nu afectează. Sunt tot la 97. În aer se găsește oxigen, se găsește azot. Trebuie să verific datele, dar dacă nu mă înșel, oxigenul era ceva în jur de 20%. În momentul când noi inspirăm aerul, noi avem nevoie de oxigen ca să îl băgăm în sânge. Însă atenție, nu de 20% de oxigen avem nevoie. Nu îl băgăm pe tot în sânge. Ceea ce bănuiesc eu este că băgăm foarte puțin în sânge. Oh, și am uitat să zic, până la urmă am făcut baie, eram totuși transpirat, însă n-am făcut baie pe cap. Deci m-am spălat pe trup, dar nu pe cap. De 2 ore și ceva port masca cu mine. Ok, după 4 ore am ajuns acasă. Am mers pe jos, port 2 măști, am blocat căile de ieșire pentru că ieșea aici puțin aer pe deasupra, între nas și mască, am blocat o hârtie de la o altă mască. Deci respir în esență aerul din interiorul măștii. Cât este saturația sângelui? După 4 ore, aparatul îmi arată 97. O să continui experimentul, aș vrea să port încă 4 ore
și să văd totuși ce se întâmplă cu saturația sângelui. O să rămân aici în cameră, o să fac și alte lucruri, o să mai lucrez la calculator. Ok, ne vedem mai târziu. Este ora 5, 5 și ceva, am dormit puțin. Au trecut 5 ore jumate de când port aceste două măști. Mi-arată 98. Camera de obicei focusează pe mine. Pentru că am cumpărat 10 măști, ce ar fi să le pun pe toate? Sunt 10. Citim oxigenația. Nu știu dacă acest video va convinge oamenii. Eu sper însă ca oamenii să nu se îngrijoreze. Asta mi se pare mai important. Să nu ne îngrijorăm că ne scade saturația sângelui atunci când purtăm mască. Așa după cum am văzut astăzi, nu ne scade saturația sângelui. Sunt alte lucruri de care poate trebuie să ne îngrijorăm, dar nu despre lucrul ăsta. Saturația sângelui nu ne scade atunci când purtăm o mască. La revedere!